Astăzi este duminică 25.2010 și mă aflu din nou în crescătoria tandemului columbofil format din domnii Popa Alexandru și Marin Cătălin din cadrul FCPR Buftea. Bună ziua! Bună ziua! A trebuit să vin din nou la dumneavoastră pentru că am înțeles că ieri ați avut un duplex, un cuplaj columbofil, un cuplaj al zborurilor, da? În țară și la fond. Și ați avut niște rezultate deosebite, e adevărat, domnul Popa? Da. Unde ați avut ieri? Am avut în țară Dorohoi. Etapa de Dorohoi? Da, de Mifan, 350, 378. Așa. Și în care ne-au venit porumbei foarte bine. În ciuda vremii caniculare, știu că erai în București, da. Și în împrejurim, pe aici a fost o vreme foarte călduroasă, nu? Da, porumbei n-au avut probleme la sosire. Ați avut pierderi? Am avut o pierdere. O singură pierdere, nu? Da. S-au strâns destul de bine. Și cu ore bune, am înțeles, nu? Da. Și după amiază am înțeles că... Am avut un concurs de fond, la Chel. Rezultatele am înțeles că au fost și mai bune, adevărat? Mult mai bune. Mult mai bune. Am realizat și categoria fond crescător, un etaj mult mai mic. Porumbei când au început să sosească, domnul Popa? În jur de ce oră? În jur de ora 19 și 10 minute. Și dacă am înțeles eu bine, aveți niște ore de top în clasamentul, da, general, e adevărat? Top 3 și 4, sau 2 porumbei, primii 5 pe mașină. Pe mașină, da. Și primele 4 locuri în județul Ilfov. Felicitări. În condițiile în care am înțeles că au fost angajați mai mult de 1500 de porumbei, da? Da. Și au participat câte grupări? Giurgiu? 3 grupări. Care? Giurgiu, București și Ilfov. Am înțeles. Trecem puțin acum la domnul Cătălin, Marin Cătălin. Bună ziua! Dacă sunteți amabil, domnul Cătălin, să ne nominalizați... Aveți niște porumbei care s-au evidențiat, să zicem așa, în mod deosebit? Aș vrea să vă prezint doi porumbei care pentru noi reprezintă ceva deosebit. Niște porumbei care au făcut niște norme foarte grele în condițiile unui an destul de ciudat anul acesta. Și spun asta deoarece până acum timpul a fost foarte rău pentru cei care au jucat văduvie, cum am jucat noi. Și pot să spun că din toate etapele care le-am zburat până acum, decât două etape s-au pretat la zborul de văduvie care îl practicăm noi. Cu toate acestea am realizat niște rezultate care pentru noi sunt foarte bune. Acum nu știu pentru alții, lăsăm la latitudinea lor să spună. Dacă sunteți amabil să ne nominalizați, da, ne arătați un porumbel. Am aici un, da, porumbel de 2009 și prezint acest porumbel pentru că urmează exact ce a făcut tatălui, face și el. Adică tatălui are 5 zboruri clasate și zburate la un, zburate și clasate la un an de zile, fonduri. Exact aceeași performanță o are și el. Da. Deci are, în momentul de față are 5 zboruri zburate și clasate fonduri, toate fonduri. Are norma la categoria fond, mare fond și azi fond. Porumbel, ținând cont că este un porumbel de 2009. Un yearling, practic, da? Yearling, da. Și tot așa mai am un porumbel deosebit de 2008. Cu puțin mai multă experiență, nu? Să zicem. Cu mai multă experiență, da. Acest porumbel provine dintr-o linie foarte bună de porumbei, porumbei Van Spittel. Și are sunt trei frați, toți la fel, în aceleași condiții. De zbor, la fel de bun zburător, nu? Toți, da. Și vreau să spun că, în afară de categoria demifond, are toate categoriile făcute în momentul de față. Adică categorii foarte grele. Fond, fond palmares, mare fond, categorie as fond, categorie viteză, ulmea și viteză, și categoria as porumbel, care este o categorie foarte grea, se obține cu 10 etape zburate și minim 4.000 de kilometri. Da, într-adevăr, sunt niște condiții foarte dificile de îndeplinit. Da. Acest porumbel mai sunt două etape de țară, de demifond și o etapă de fond și el deja are toate aceste categorii realizate. O să rămân acasă. Îl mai angajați în continuare? Pentru la. Pe sezonul ăsta numai, nu? Nu, și a făcut norma, nu mai are exact ce să mai demonstreze mai departe. Și vreau să spun că mai are doi frați care stau aproape la fel de bine ca și el.
Deci să înțeleg că ați avut o familie de... Exact. Asta vreau să spun, că sunt familii de porumbei care, care demonstrează. Dacă au valoare, demonstrează. Asta este. Bineînțeles, în condițiile în care și dumneavoastră am înțeles că le acordați foarte mare atenție la porumbei, da, îi îngrijiți și puneți mare pasiune. Nu se poate face performanță fără foarte multă pasiune și fără foarte multă grijă la categoria 1 și a 2. La categoria 3 trebuie și păsări de valoare foarte bună, de valoare foarte mare. Eu vă mulțumesc mult pentru amabilitatea amândurora și vă doresc în continuare mult succes, atât în sezonul care a mai rămas și cu puii din toamnă, cât și în viitor. Numai bine și cei mai buni să câștige. Sănătate multă, numai bine.